făcută, este una improvizată. Eu, chiar dacă îmi pregătesc niște teme pe care să le discut cu dumneavoastră, mai consult și mesajele dumneavoastră în care mă îndemnați să răspund la vreo întrebare sau alta sau să explic una sau alta. Astăzi, unul dintre oamenii apropiați, dintre patroni, m-a rugat să vă explic și sper că o să am timp să vă explic în ce ar consta starea de sociopatie a Maie Sandu și eu, chiar nefiind specialist în asta, o să vă spun foarte subiectiv și amatoricește ce aici cred eu despre așa ceva. Ori eu nu am nicio îndoială că avem de a face cu un caz sociopatic în cazul acestei persoane. Și acest lucru depășește într-un fel cadrul politic, dar atunci când vorbim despre acest lucru, nu este un diagnostic. Eu nu dau diagnostice și vă rog și pe dumneavoastră să nu vă apucați să dați diagnostice. Noi nu vorbim despre un caz clinic. Noi vorbim despre comportamentul social sau antisocial a unei persoane. Bunii mei prieteni, puneți un like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și deveniți patroni dacă vă puteți permite. Lucrul cu care vreau să încep această emisiune este o știre revoltătoare, adică pe mine știrile astea mă scot din echilibru într-un fel. Și eu, făcând această emisiune, făcând această emisiune aici, improvizând, eu întotdeauna îmi redau și emoțiile dumneavoastră, știți. Eu mă străduiesc această emisiune să nu vă fac cognitivă, didactică, ci să vă redau niște stări pe care le aveți și dumneavoastră în discuții cu alți oameni, pentru că noi suntem ființe sociale, că dacă am putea să ne retragem din lumea asta și să trăim o viață de sihastru, ar fi, cred că, altfel. Dar noi suntem ființe sociale și comunicăm social, cu atât mai mult că în aceste vremuri foarte tulbure chiar este nevoie de cuvântul unor oameni și de inteligență emoțională atunci când o avem. Deci, astăzi o știre de pe Europa Liberă, dacă n-ați văzut-o, vă spun eu. Deci, Europa Liberă a făcut o investigație și a constatat în cadrul acestei investigații că Republica Moldova a contribuit prin, o să vă spun foarte exact, eu încerc să folosesc termeni foarte exact, dar acum vă spun o constatare generală. Republica Moldova a fost alături de Rusia și a contribuit la războiul din agresiunii rusești în Rusia. Și vă spun cum. Deci 15 milioane de dolari este valoarea unor contracte, livrări de către o companie moldovenească a echipamentelor militare pentru aviația rusească. Mă auziți ce vă spun? Deci 15 milioane de dolari, iertați-mă că o să repet, dar indignarea mea n-are capăt, 15 milioane de dolari este valoarea tranzacției pe care a făcut-o, adică costul echipamentelor care au fost livrate de către o companie moldovenească către Rusia. Acum, eu știu, ăștia de la PAS sau alții, tot propagandiștilor, zic că hoții, trebuie prinși ăștia și băgați la pușcării și toată lumea zice da. Ori ăștia au acționat în câmpul legal. Ascultați-mă ce vă spun. Deci cei despre care vă vorbesc eu acum, eu nu o să vă spun numele că n-are niciun rost. Dar deci, cei care au livrat acest echipament către Rusia, dar acum să mă înțelegeți că confuzia poate fi mare, dar de unde în Republica Moldova echipament militar și mai ales aviatic? Că nu se produce în grădină la Lelea Ioana din Sărata Galbenă sau din Fundul Galben, iertați-mă cu Sărata Galben, din Fundul Galben, localitatea care vă spuneam că ar fi bună pentru pasul lui Maia Sandu. Deci din Fundul Galben nu se produc acolo echipamente militare și cu atât mai mult componente tehnologiei aviatice. Ei, această companie a fost intermediară, a cumpărat de undeva din Occident echipamente, nu știm de care, echipamente electronice, cred că asta nu au rușe acum, și pentru asta există sancțiuni internaționale, au cumpărat echipamente aviatice și le-au livrat rușilor. Acum întrebați ăștia de ce au făcut lucrul ăsta, ei spun că ei n-au știut că aceste componente sunt întrebuințate în aviație. Deci există, știți că există tot felul de chestiuni electronice care au dublu destinație și pot fi utilizate și în altă parte. Acum îi credem sau nu îi credem, asta e altceva. Dar de ce a fost posibil ca în câmpul legal o companie moldovenească să livreze echipamente militare către ruși?
De ce a fost posibil să, ca o companie moldovenească să livreze către ruși echipamente pentru avioanele care bombardează Ucraina? Din simplu motiv că Republica Moldova nu a aderat odată cu țările europene la sancțiunile impuse Rusiei. Mă înțelegeți ce vă spun? Și iată cum iese la suprafață mizeria ăstora. Ei au crezut așa. Dom'le, am fost lași la începutul războiului, am trecut-o pe colo, pe dincolo, iar pe urmă am strigat în gura mare că sprijinim Ucraina și după război nu o să mai țină minte ce pușlamale am fost noi. Mă înțelegeți? Că eu acum vă spun atât de indignat pentru că și eu sunt cetățean al Republicii Moldova și dumneavoastră, noi cu toții suntem părtași la această crimă. Deci în moment când eu strig de aici din renichi, mai ales la începutul războiului, sprijin pentru Ucraina, când spuneam eu că mă duc să-i apăr cu arma în mână chiar și dacă fug de acolo și rămân numai fotoliile lor acolo goale, fără ei, că există echipamentul, există pericolul că coloana a 5-a de aici, Dodonii, Țârdii, Roșca, cine mai sunt, Plugarul, toată coloana asta a 5-a, mai nou ăsta, cum îi spune lui, Ostalepa ăsta, deci coloana asta a 5-a a Rusiei era pericolul că îi atacă. Și de aia pe urmă am zis, domnule, vom fi solidari cu ei, vom încerca să îi sprijinim dacă coloana a 5-a, dacă pe urmă ne-am răcit atitudinile față de ei atunci când Maia Sandu a pornit-o cu împăciuire. Asta și vreo jumătate de an în Republica Moldova au fost numai hore și împăciuiri, holubași ai păcii. Vă spun cu foarte multă indignare chestia asta, pentru că în momentul în care ucrainenii sângerau, mai ales începutul războiului, ei n-au făcut o declarație de ieșire din CSE, n-au făcut o declarație prin care, să spunem, ieșim din comunitatea statelor independente, că nu ne mai este locul acolo. Ei au pornit-o cu țărăita pe urmă. Știți, când cineva decide stai coada psicii, dacă îi mai împăciuitor, așa ca Maia Sandu, ca să, așa cum îi pare ei, taie coada psicii ca să nu pară radicală și bruscă, criminală când taie coada psicii. Nu o taie de la rădăcină, dă-i taie câte o bucățică săracei psicii în fiecare zi această coadă. Iată așa ieșim noi din CSI. Iată cam așa e Republica Moldova, pisica aia care îi taie Maia Sandu coada în fiecare zi, câte o bucățică. Și noi, desigur, că atunci n-am aderat la sancțiunile pe care le-a impus comunitatea internațională Rusiei. Și asta a dat posibilitate ca o companie moldovenească în câmpul legal al Republicii Moldova să livreze echipamente, mă auziți, echipamente militare către Rusie. Iar avioanele cele care au primit aceste echipamente au bombardat ucrainenii. Cum vă simțiți moldovenii în cazul ăsta? Că dacă luăm în marea lor parte masa asta amorfă de moldoveni, izmana asta care o bat valurile în toate părțile de Moldova, deci eu nu cred că Maia Sandu, asta e mai grav, eu nu cred că Maia Sandu de la această știre și de la această crimă pe care am săvârșit-o noi toți, suntem complici la crima asta, eu nu cred că de la asta moldovenii au nopți nedormite, în marea lor majoritate. Eu nu cred că lui Maia Sandu îi scade din cauza asta ratingul mama lor, de rating. Mă înțelegeți? Deci, asta s-a întâmplat în același timp în care ucrainenii o rugau să-i livreze planoarele celea, avioanele celea care sunt în paragină la Mărculești. Eu știu pentru ce le trebuiau lor acele avioane, chiar dacă erau. Și ea n-a putut, ei nu pot livra așa ceva. Ele nu mai sunt dezburate avioanele alea. Dar ucrainenilor le-ar fi folosit în condiții de război avioanele alea. Pentru canibalism, se numește atunci când iei anumite lucruri care ți-a venit avionul din luptă, ți-a venit cu aripa găurită, casita.
ai luat și ai pus o altă aripă care ai testat-o între timp și o pui pe avionul ăsta, sau știu eu, adică, sau pentru alte lucruri. Ucrainenilor, fapt că ucrainenilor le trebuie, el nu putea livra acele avioane. Nu era vreo companie în Moldova care să livreze acele avioane, că era hulubița păcii. Eu vă spun atât de indignat pentru că noi suntem partași, dar faptul că noi suntem partași e mai mult o metaforă, că eu n-am contribuit la asta și nici dumneavoastră. Noi nu ne uităm ca și criminali unii în ochii altuia, mai mult în raport cu ucraineni, mi-ar fi rușine să vorbesc cu dânșii și din cauza asta, noastră știți că grosul a ei și oazul întoi sunt decorați de către Zelenski pentru o anumită contribuție. Cum dorm oamenii ăștia noaptea? Cum își poartă ăștia medalia în piept? Cum vorbește oazul întoi ăsta la televiziuni ucrainene când știe că țara în care el este deputat din partea partidului de guvernământ a admis ca către Rusia să se ducă echipamente militare cu care ucrainenii sunt bombardați? Ei, cum am ajuns noi aici? Ei, cum am ajuns noi să fim cetățeni a unei astfel de țări? A unei astfel de izmane purtate de valuri. Eu nu știu, dar indignarea mea este atât de mare încât încerc să vă redau și noastră cum pot. Că nu prea avem ce face. Mesajul ăsta nu o să-l auziți de la televiziuni. Mesajul ăsta nu-l puteți auzi de la televiziuni. Și nu cred că au mai rămas două sau trei televiziuni care nu sunt în buzunarul lui Maia Sandu, care nu sunt alimentate prin casele media de publicitate pentru ca să le cânte în drâmbă ăstora. Gata, și pentru mine, adică unde mai puteam fi invitat, nu știu, sper că a rămas încă în patru și gonța, în afara cadrului ăsta. Când mai departe, ei au acaparat toată presa asta. Nu cred că o să mai auziți ceva despre premiul acela aici de 30.000 de euro. Poate o să mai vedeți filmulețe de ei cu tripedul ei codruț, care până la urmă o să pățească cei ce au părățit Bragheș, Filat și cine acolo? Bragheș mai puțin, că ăla era din alt domeniu. Filat, Năstase... Așa o spățat și Codruț ce-o pățit Filat și Năstas. Nu mă strădui să plec de la subiectul ăsta, dar vreau să înțelegeți cât e de grav chestia asta. 15 milioane de dolari echipament militar către Rusia, în condiții de război. Și asta o dă în continuare pe sprijinătoarea Ucrainei. Eu așa și n-am, e greu să lămurim ce a fost cu filarea diplomaților ucraineni. Și asta e o chestie, știu eu, care iese din orice tipare, dar nu pot să-mi dau seama. Pentru că luptele în interiorul SIS-ului sunt atât de mari încât nu-mi dau seama cine și cu cine luptă, cum luptă și așa mai departe. Văd ceastușca asta, o cântă Natasha Murad și cu nou ei boțan, ăsta, Ostalen, care își făcuse ciocul mic de tot atunci când era pericolul să-l bage Plahotniuc în pușcărie, cum îl băgase pe unul Bolbocean. Ăsta știind că este prea evidentă activitatea lui de agent de influență a Rusiei aici, a muțit o perioadă de timp. Acum, în condițiile cretinilor ăștia de la guvernare, e foarte vocal. Și o să fie vocal și alții în campanie electorală. Eu vă zic că e greu, eu nu am încă toate cuvintele, deci aș spune cuvinte și mai urâte în adresa lor dacă ar merita să fac lucrul ăsta. O altă știre despre care vreau să vorbesc acum la început, este scurt, vă vorbesc aici și trec mai departe. Situația de la calea ferată. Iată, calea ferată? Și faptul că această cale ferată ajunge în faliment. Deci povestește spânul că datoriile la salarii la angajații din căilor ferate, datoriile la salariu sunt numai de 3-4 luni, nu s-a așa cum era de vreun an jumate atunci. Poate e adevărat, cred că e adevărat.
Dar despre asta trebuie să vorbească cu ministrul transporturilor în situația asta. Când oamenii ăștia n-au nicio idee, n-au niciun plan cum să scoată calea ferată dintr-o chestiune strategică. Eu am făcut un schimb de mesaje cu Tofilat, care a plecat de la căile ferate, și eu, adică fără să discutăm mult, eu mi-am dat seama care e situația acolo. Adică acolo situația nu este de management la cale ferată. Situația e de politici generale. De politici generale. Noi avem un concept, adică acolo trebuie să vii cu un concept mare de la care se poți obține. Noi aveam nevoie acum să punem în condiția, când avem ăștia pro-europeni, să punem baza reformării radicale a căilor ferate. Până și în Ucraina, care e în război, pentru care căile ferate acum sunt verigi importante de alimentare a frontului, și acolo în perspectivă acum se gândesc la proiectări de ecartament european pentru căile lor ferate. Aici ați auzit ceva de felul ăsta? Ați auzit vreun gând de ajustare a acestor căi ferate la căile ferate europene prin România? Ați auzit vreo idee măcar de chestia asta? Că altfel căile astea ferate nu le scoți fără politici generale, fără politici de concepte generale, nu scoți din mizeria în care se află el. Pentru că acolo totul e ruginit, de la locomotivele cele până la personalul care deservește și care ajunsese aceste căi ferate altădată în faliment din cauza delapidărilor enorme care se făceau acolo. Deci locomotivele acolo, ca să înțelegi, sunt foarte energofagi, așa cum s-ar spune în fundul galbenii. Bună, mei prieteni, puneți un like și abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Noastră, ați văzut cum arată fața Republicii Moldova? Și nu mă refer la... Doamne ferește, nu mă iau de fizicul lui Păpușoi acum, pentru că eu nu mă pricep la frumusețea bărbătească. Noastră, ați văzut cum arată fața Republicii Moldova acum, referindu-mă la ministrul de externe? Că lucrurile, dacă observați, de la Gavriliță, Natalia Gavriliță, care era o catastrofă, au mers spre un dezastru cu Recean. Așa cum era ea, Gavriliță, aia măcar avea bun simț, aia măcar era conștientă de condiția ei intelectuală. Cretinul ăsta nu are nici cea mai mică îndoială în genialitatea lui, și nici Maia Sandu, apropo. Să vă uitați cap-coadă la filmul investirii lui Păpșoi în funcția de ministru de externe. Băi, ce glumă bună a fost pe rețelele de socializare, și o repet și eu aici, că nu pot să nu fac lucrul ăsta. Pe rețelele de socializare a apărut, când apar glume de felul ăsta, zic, domnule, mai există oameni inspirați în țara asta. A apărut undeva, deci, întrebarea: care este cel mai scurt drum al Republicii Moldova spre Uniunea Europeană? Și răspunsul e genial: prin Păpușoi. Prin Păpușoaie e drumul nostru acum de integrare în Uniunea Europeană. Cum, domnule, să pui în fruntea Ministerului de Externe un om cu asemenea profil? Omul ăsta nu are niciun fel de experiență, dar niciun fel, nici de viață, nici diplomatică, nici de comunicare, nimic absolut, și asta se vede din comunicările lui publice de altă dată. Ei, cum să-l trimiți pe omușorul ăsta mic, atât de scund din punct de vedere intelectual, de experiență și mai departe, să discute cu cineva în afară? A, bine, că noi vom ajunge în foarte curând tâmpii indezerabili, și că toate avansurile care i s-au dat lui Maia Sandu să ne iasă pe ochi, chiar dacă suntem țară mică, dar țara asta mică livrată în valoare de 18 milioane de dolari echipament Rusiei pentru ca să bombardeze Ucraina. Adică aventurile noastre cu Maia Sandu și cu toți cretinii ăștia de la guvernare, foarte curând o să ne iasă pe ochi. Dar, iarăși, ca să nu vă așteptați la ceva foarte spectaculos, o să vă spun că
ieșitul ăsta pe ochi nouă o să ne fie extrem de latent, adică de noi pur și simplu vor uita, cum au uitat și altă dată. Eu nu cred că în luna martie se vor începe negocierile de aderare, iar chiar dacă se vor începe negocierile de aderare cu noi, ele vor fi foarte încet, vor fi puse, așa cum le place ăstora să spună, vor fi puse pe stop. Așa cum știu ei pauze, ăștia obosesc, țineți minte și-au luat pauză pe totdeauna unul din gașca lui Maia Kulmitski, dacă vă-l mai amintiți. Și-au luat pauză Stamate, și-au luat pauză Popescu. Iată așa cum Popescu pleca din Republica Moldova, încă un ministru, uit întotdeauna numele lui, n-am avut de spus nimic nici de rău, nici de bine, cu ministrul cel al muncii, cred că și protecției sociale. A fost și nu mai este. Deci ăștia au plecat și nu mai știți nimic de dânși. Tot așa o să pleci și Maia Sandu într-o bună zi. Pentru că asta e starea noastră, așa e moldoveanul. Ori noi trăim impresia, moldovenii trăiesc întotdeauna impresia că un popor de sfinți, cum sunt moldovenii ăștia, votează din greșeală, sau nu din greșeală, pentru că nu le-au mers. Le-i făcut moldovenilor ăștia, poporul ăsta de sfinți a moldovenilor, votează întotdeauna demoni. Iar câteodată reușesc să voteze un sfânt ca Maia Sandu. Și sfântul ăsta, foarte repede, vezi că îi ard aripioarele din cauza că dar aripioarele astea o să înceapă foarte curând să-i ardă de la locul exact de unde i s-a pornit frigăraia. Exact de acolo. Așa cum îi ardea fundul lui Plahotniuc, așa o să-i ardă fundul ăsta. Este incredibil, vă spun încă o dată, că noi am putut să ajungem aici. Uitați-vă încă o dată la tot filmul ăsta în care a fost investit acest ministru de externe. Acolo-i tot, acolo-i Republica Moldova. De la modul cum ocupat ăsta steagul, de la modul cum stăteau, până s-o deplasat stângași dintr-o parte în altă în sala aceea, cum vorbește, cum se comportă Maia Sandu, cum îl invită, îl înghie așa șagalnic pe cel pe care ea îl adoră. Deci el e pentru ea Everestul inteligenței, cred că cretinul ăsta de prim-ministru. Iată, acolo e tot. Uitați-vă la filmul ăla și o să vedeți Republica Moldova. Nu numai guvernare. Noi avem o problemă mare. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, cum pot moldovenii ăștia, vedeți că îmi formulez greu întrebările, dar vreau așa să vorbesc aproape bâlbâindu-mă, că poate așa vedeți cum accentuez lucrurile și încercați să le înțelegeți. Întrebați-vă pe dumneavoastră și întrebați-a de câte ori îi vedeți pe posibilitatea aveți pe rețelele de socializare, pe toți propagandiștii ăștia sau pe toți îndrăgostiții ăștia de Maia Sandu, întrebați-i, vă rog, spuneți-ne, vă rog, ce a făcut Maia Sandu în educație? Iată, spuneți-mi, vă rog, un salt pe care l-a făcut Maia Sandu undeva. Iată, în educație, că ea a fost aleasă ca președinte și a avut posibilitatea să crească în carieră de la o legendă că ea, fiind ministru a educației, a făcut ceva. Poate cineva să spună ce a făcut Maia Sandu în educație? Să avem acum în educație nimic. Nimic. Dom'le, poate a făcut vreo inovație. Poate măcar a reușit, manifestând un curaj, să aducă în starea lor firească școlile cu predare în limbă rusă, în care au rămas 10-15% din elevi în școli care consumă foarte multă energie, dar din frică, din lipsă de curaj, noi consumăm foarte multe resurse
pentru școli care practic nu mai au elevi. În Chișinău mă refer, nu mai refer și în altă parte. Dar ca să nu facem vreun scandal cu rușii, noi nici măcar asta n-a făcut-o. Poate a făcut vreun salt în ceea ce ține de învățământul primar. Că de acolo se începe școala. Poate a băgat în școală ceea ce noi nu știm, vreo ceva foarte inovativ din care elevii noștri iese măcar cât de cât pregătiți pentru viață. Ce a făcut ea în școală? Ca să ajungă un personaj aproape mitic, aproape legendar, să-i citească Boțan mesajele ei ca venite din constelația Andromeda în Piața Marea Adunării Naționale, ca să fie livrată ca ceva extraordinar și să fie menținută până acum de tot aparatul ei de propagandă. Și să, pe brațe ținută, și să pornească toți acum într-o campanie electorală în care fiți atenți. Era un slogan pe timpul lui Ceaușescu, cum era sloganul acela? Dai în mine, în sensul în Ceaușescu, dai în fabrici și uzine. Asta era ideea. Dai în mine, dai în fabrici și uzine sau ceva de genul ăsta. Dai în maia, dai în mama și tătaia, spuneam eu odată. Doamne ferește! Deci dacă dai în maia, dai în integrarea noastră europeană. Ori eu de fiecare dată vă spun și repet și acum. Republica Moldova ar putea teoretic, empiric, să ajungă să fie poate eligibilă pentru a se integra în Uniunea Europeană dacă orice guvernare care ar veni ar fi aceeași percepție asupra Republicii Moldova că își dorește în Europa, mă înțelegeți? Nu să se țină totul pe un firicel de ață, așa cum ne sugerează nouă, care e Maia San. Și Doamne ferește să tai firicelul ăsta de ață, că te pomenești imediat dușmanul integrării europene. Iar propaganda lor te pot plasa chiar acolo unde au livrat ei echipamente militare. Noi care am luptat întotdeauna, din prima zi, până a să începe războiul chiar, clar am avut o poziție. Nu vă sperie lucrul ăsta? Nu vă sperie peste noapte lucrul ăsta, bunii mei prieteni? Cum să ajungem ca concetățenii noștri să-și dea seama de dezastrul ăsta? Eu nu văd, eu deocamdată nu văd ieșire din situația asta, pentru că moldovenii, majoritatea lor parte, mint atunci când zic, unii nici nu zic, dar mint atunci când zic că au vreo trăire în raport cu ucrainenii, că chiar sunt pe partea asta a ucrainenilor. Foarte mulți care vedeți că și-au pus steagul Ucrainei sunt oportuniști și lași ca și cei de la guvernare. Și mă tem că știrea asta despre faptul că noi nefiind alăturați sancțiunilor comunității mondiale împotriva Rusiei, am ajuns să fim în lista celor prin care s-au livrat echipamente către. Și eu cred că se vor descoperi și alte, multe alte porcării pe care le-am făcut noi în războiul ăsta. Spun încă o dată, cum băi oază un întoi porstul medalii și ieși la televiziuni ucrainene să vorbești? Cât de mult sprijin tu Ucraina când tu ești membru a partidului de guvernământ care noi ieși din CSE, care stă cu gura la țița resurselor energetice din Transnistria, care au pus pe umărul moldovenilor încă vreo 200 de milioane de dolari de la
această mânărie cu gazele naturale, care a utilizat starea excepțională pe parcursul a aproape 2 ani doar pentru interesele lor. Și nimic în interesul acestor oameni. Eu n-am cuvinte. Eu n-am cuvinte de indignare în situația asta. Câteva cuvinte despre Ucraina, Rusia, America și pe urmă trebuie să vă răspund la întrebări. Dar n-am uitat bunului nostru patron să spun câteva cuvinte despre sociopatia Maia Sandu. La urmă să spun. Ucraina trece printr-o fază foarte complicată acum. Dar războiul este stabilizat pe linia lui. Rușii au pornit o ofensivă prin care nu s-au deplasat nicăieri pe parcursul a câtorva luni. În Rusia are loc un simulacru de alegeri în care Putin va ajunge președintea Rusiei, dar eu am o previziune că Putin nu va supraviețui în anul 2024 și noi vom întâlni anul 2025 fără Putin, această lume, fără acest criminal, fără acest maniac care a pus nu numai Ucraina, dar a pus toată lumea în fața unui mare pericol. Pentru că atunci când ăsta săvârșește în fiecare zi o crimă atât de mare, știți că de la acest incendiu, de la acest mare incendiu, mai duci focul și prin alte regiuni. Plus, războiul ăsta a arătat că noi am fost într-un pericol mult mai mare decât am putut să ne imaginăm. Mai țineți minte, patronii, când vă spuneam, ăsta încă până la război vă spuneam, că eu, care nu știu ce să fac, să regret, să nu regret, istoria e așa cum este. Deci, teritoriile din sudul Basarabiei, care au aparținut României, nu aparțin nici României, nici Republicii Moldova, aparțin Ucrainei. Așa s-a împărțit și conform dreptului internațional și frontierilor recunoscute, acest teritoriu va rămâne la Ucraina. Dar eu spuneam odată și vă spun acum că eu mă gândeam cu groază, imaginați-vă dumneavoastră, că teritoriul ăla, printr-un concurs de împrejurări, așa cum s-a întâmplat cu teritoriul ăsta românesc, care e Basarabia, printr-un concurs de împrejurări, teritoriul acela era acum a Republicii Moldova. Și noi eram țară maritimă, eram țară riverană Mării Negre. Noastră vă dați seama că noi am fi avut frontieră cu Rusia, iar noi astăzi eram un fel de Belarus. Pentru că rușii ar fi avut posibilitatea atunci să intre în spatele frontului ucrainean prin intermediul Mării Negre și prin teritoriul Republicii Moldova. Noi avem un noroc, ei n-au avut acces la teritoriul Republicii Moldova și n-au putut ajunge la arsenalul lor militar din Transnistria și la trupele lor din Transnistria. Asta a fost singurul nostru noroc. Ne-a salvat, iată, acest accident istoric prin care României au fost tăiate niște teritorii, ne-a salvat de la o mare catastrofă. Poate fi interpretată ca un fel de speculație ceea ce spun eu acum, poate fi interpretat. Dar eu v-am dat un exercițiu de imaginație să vă imaginați ce era în lașitatea asta a noastră să se întâmple dacă aveam noi frontieră cu Rusia acum. Că suntem lași, cred că cei care aveți discernământ nu mai aveți nicio îndoială. Că suntem părtași la livrarea de către echipament militar către Rusia în timpul războiului, nu aveți nicio îndoială. Că Ucraina, dincolo de asta, este nevoită până acum să-și țină aproape 10.000 de ostași la frontieră cu Ucraina, când are nevoie de ei în fiecare zi pe front, să-i ție la frontieră cu Republica Moldova, cu Transnistria. În Rusia au loc, v-am spus, simulacru de alegeri. Ucrainenii au o politică foarte bună în raport, chiar dacă acolo apar chipurile niște opozanți care vor imita o confruntare cu Putin.
Dar cei care apar acolo, văd că pe unul din ăștia, nu vreau să-i pronunț numele, că n-are niciun rost, au ei acolo unul care vine parcă din Soyuz Pravă Hsil, vine din zona democraților, are el acum o strâns semnături și ar putea fi înregistrat în campanie electorală, ca și cum și-a pregătit Kremlinul ca și cum un opozant care merge împotriva lui Putin. Eu când l-am văzut am zis, domnule, poate ar fi bun măcar să scoatem la iveală câți ruși sunt împotriva lui Putin, nici pentru asta nu-i bun. Nici pentru asta nu-i bun și în general ce se întâmplă acolo mai puțin contează, pentru că ei trebuie să-și ia armata și să plece de acolo. Asta trebuie să se întâmple. Iar Putin trebuie pus în cătușă și dus la Hagă. Apropo, în acest sens există un ofițer al serviciilor rusești, care nu e prea este promovat, ucrainenii n-au timp să se ocupe de asta, dar rușilor care sunt mai vocali nu l-au scos în evidență, a apărut pe undeva chestia asta, un rus pe nume Salikov, cred că e Yuri Salikov sau Igor Salikov, care a fugit din Rusia în vara anului trecut și a ajuns să fie deja audiat de către procurori europeni, iar el a depus mărturii cu lux de amănunte. El a fost în zona serviciilor secrete rusești, ofițer de rang înalt. A fost o întreagă operațiune să-l apere de încercarea rușilor de a-l fura, de a-l ademeni într-un consulat turcesc din Cipru și de a-l fura și a-l duce în Rusia, pentru că pentru ei este o mare scurgere de informații chestia asta. Deci acest ofițer al serviciilor rusești este deja, trece printr-un program de securitate al serviciilor europene, prin care va fi păzit, pentru că el este un martor cheie în dosarul împotriva lui Putin și altor criminali de război, în care a povestit în audiere, a povestit cu lux de amănunte despre cum au intrat rușii în Donetsk și Lugansk atunci în 2014 și cel mai important a povestit detalii despre operațiunea asta, despre începutul războiului. Deci el era într-un grup de elaborare și de pregătire a asasinării lui Budanov și altor ofițeri din statul major al serviciilor secrete ucrainene. Și multe alte isprăvi pe care le-a făcut Putin sunt în acele audieri pe care le-au făcut. Un lucru foarte important. Bătăliile politice și electorale din Statele Unite ale Americii trăgânează periculos de mult sprijinul militar pentru Ucraina. Sperăm că mâine deja să fie rezolvată problema cu banii pe care îi va livra Uniunea Europeană către Ucraina. Sperăm că acești bani să fie de folos ucrainenilor pentru a cumpăra echipament militar din alte regiuni, de unde pot să-l cumpere, pentru că în Europa, din câte vedem, armament deja nu prea este. Europa nu era foarte bine pregătită de război și, slavă Domnului, rușii se confruntă cu sacrificiul ucrainenilor care sunt, la ora actuală, singura armată capabilă să țină piept acestei invazii. Nu singura, aici exagerez un pic când spun singura armată capabilă, există tehnologii europenii care sunt în stare și armata americană există, dar spun un pic exagerat așa ca să fie foarte clar unde ne aflăm noi. Bună, mii prieteni, răspund patronului nostru la întrebarea cu sociopatia și trec să vă răspund. Dar ceea ce vreau să vă spun acum, vă spun încă o dată, nu o luați drept clinică, eu nu dau calificative clinice, eu nu sunt psihiatru și vă rog și dumneavoastră să nu vă antrenați pe rețelele de socializare să dați calificative în ceea ce ține de sănătatea mentală a oamenilor. Eu nu vorbesc despre sănătatea mentală a Maia Sandu, că nu știu și nici nu mă interesează. Eu vorbesc despre devierile ei de comportament. Eu vorbesc despre gravele ei de comportament, de comportament social. Un om, un sociopat, și aici când vorbim de sociopatie, vorbim de o, așa cum ar numi o specialiștii, o tulburare de personalitate.
o tulburare de personalitate antisocială. Vă spun imediat de ce antisocială. În mod sigur, această persoană are o tulburare de personalitate. Tulburările de personalitate vin și din motive, nu neapărat din motive ereditare sau din motive clinice, de boală. Le vin din cauza unor traume psihice pe care le-au avut oamenii, în special în perioada copilăriei. Acești oameni sociopații nu au empatie, nu au pentru faptele lor, ei nu au stare de rușine sau de vinovăție. Deci ei nu au, într-o situație în care s-au pomenit, noastră cunoaște stările astea noastre, a oamenilor normali. Deci, domnule, ai făcut omului o daună, ți-e rușine, ai stare de vină, ai starea de rușine, încerci să-ți rezolvi cumva vina asta. Adică, în orice caz, până l-ai călcat pe cineva picior și tot îți spui, domnule, iertați-mă, eu vorbesc de viața noastră comună, nu de politică. Ajungem imediat să vorbim și de politică, dar în viața noastră comună ni se întâmplă foarte multe evenimente din care ne simțim și incomod, și vinovați, și rușinați. Deci sociopații nu au starea asta. Oamenii ăștia au un pressing permanent asupra altora din jurul lor și nefiind empatici, oamenii ăștia sunt capabili la orice în raport cu alți oameni. Deci eu în acest lucru bănuiesc pe Maia Sandu, că ea este exact un asemenea om. Deci fără empatie, fără atașamente umane și tot așa. Deci, acum o să trec să vă spun, deci, noi am cunoscut un asemenea personaj, Plahotniuc. Plahotniuc era sociopat. Era maniac sociopat. Apropo, mișcarea pe care am făcut-o noi, mișcarea populară antimafie, care este în urmă deja, noi suntem Republica Unirii, deci, eu vă amintesc, noi n-am pornit război împotriva corupției, împotriva hoților sau împotriva oligarhilor. Noi am pornit un război concret împotriva unui fenomen care deja nu mai există, de crimă organizată. Eu am spus într-un articol cu care s-a început acea luptă, care a ajuns până la urmă să în stradă, să plece Plahotniuc și mai departe, eu am spus într-un articol pe care l-am publicat în 29 iulie 2010, vă spun încă o dată, de când s-a început acea luptă, împotriva lui Plahotniuc, de ce? Și am spus în articolul acela că dacă pe timpul lui Voronin mafia era sub control politic, ceea ce s-a întâmplat după 2009, mafia a pus politicul sub control politic. Iată, asta ni s-a întâmplat. Asta este definiția statului capturat. Filat nu era mafiot. Filat n-a fost niciodată mafiot. Hoț, da. Pușlama din asta care se comporte într-un fel cam ca Maia Sandu, iarăși n-a fost nici sociopat Filat. Filat a fost un om din punct de vedere al psihicului lui, un om normal în principiu. Toate potlogăriile pe care le-a făcut el erau pornite nu din traume psihice, ci din comportament de fapt normal, dar din faptul că era mizerabil în suflet. Dar așa avem sute de mii de moldoveni. Eu vă spuneam că omul îi lași fără să fie sociopat. Dar trebuie să știți că multă lume în politică vine așa, ca Filat, dar și din anumite motive de sociopatie. Deci, asta se întâmplă. Deci, oamenii politici nu sunt oameni normali. Dar când vă spun că nu sunt oameni normali, nu neapărat îi atribuim la categoria de sociopați sau de oameni pur și simplu lași și mizerabili cum erau Filat, care nu erau nici mafioți, nici sociopat. Plahotniuc era și sociopat și mafiot. Ca noi să scăpăm de mafia lui Plahotniuc, de crimă organizată la guvernare, dar să rămânem cu un sociopat la guvernare. Manifestările ei fiind ca și cum un antipod al lui Plahotniuc, dar numai puțin periculoase pentru noi. Poate pe alocuri foarte periculoase, pentru că lumea o ia de înger cu aripioare. Iar sociopatia ei să ne aducă cam tot acolo unde ne-a adus Plahotniuc.
Deci, omul ăsta nu va avea niciodată nici remușcări pentru ceea ce a făcut. Ea trăiește într-o realitate paralelă. Vă spun încă o dată, nu are empatii, nu are rușine, nu are sentiment de vină și nu are nici pe o clipă sentimentul că tot ceea ce se întâmplă s-ar putea în multe din cele ce ni se întâmplă nu o să fie devinovată ea și oameni de felul ăsta nu au nicio șansă să-și îndrepte greșelile pe care le fac, nici una. Pentru că ego-ul lor este atât de puternic încât ei nu acceptă niciodată că sunt ei de vină. Dar dacă au ajuns cumva să-și dea seama că poate ei au vreo vină, nu o să o recunoască niciodată, o să o pună pe umerii altora și se vor comporta întotdeauna ca surdomutul, să mă ierte oamenii ăștia, ca surdomuții despre care se spune că bat până văd sânge. Maia Sandu va insista în comportamentul ei deplasat și a tulburărilor de personalitate pe care le are până nu va vedea că curge sânge, metaforic vorbind. Atunci va fugi, nu-și va recunoaște vina, nu-și va îndrepta ceva, dar pur și simplu o să vă lase așa cum v-au lăsat cu ochii în soare personaje ca Culmițchi, Popescu, care au obosit să mai consolideze reziliența pe platforme sistemice și să facă față provocărilor hibride. Au obosit omul. Iar noi acum vom merge pe cel mai scurt drum de integrare europeană prin Păpușoaie. Puneți un like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și deveniți patroni dacă vă puteți permite. Trec să vă răspund la întrebări. Așa. Avem 21 de întrebări. Vă mulțumesc foarte mult, Petru Țurcan, Alexandru Săpun, Teodor Cioban, mulțumesc foarte mult, Teodor, Alexei Dogotar, Pădureț Pavel, vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că contribuiți. Vă amintesc și să deveniți patroni dacă vă puteți permite. Noi avem acum 92 de patroni. Sunt cam de două ori mai puțin decât am avut alte date, dar eu asta o înțeleg. Le sunt recunoscători și celor care au fost patroni și nu mai sunt, sau celor care și-au micșorat contribuția, pentru că eu înțeleg toate. Eu întotdeauna vă spun să contribuiți cu atâta cât vă puteți permite. Niciun bănuț mai mult, ca să nu regretați. Credeți în planul lui Trump 24 de ore? Nu cred. Nu cred în planul lui 24 de ore, dar eu nu cred că el are un plan propriu zis în sensul ăsta, pentru că el când a fost întrebat detalii despre planul ăsta, dar cum o să acționeze, cum o să vorbească cu Putin, cum o să vorbească cu Zelenski, el n-a putut să-și spune detalii. Deci Trump este un om zălut, un om care adoptă decizii în urma unor stări emotive. Ori emoția este importantă, inteligența emoțională este și mai importantă. Slavă Domnului că America este o țară stabilă și 4 ani de guvernare a lui Trump care au fost, n-au putut să schimbe foarte mult politica Statelor Unite ale Americii. Da, au creat stări de panică și stres în rândul altora. Iar starea asta a lui de zăludă poate aduce și lucruri bune și lucruri proaste. Nu știu. Eu vă rog să nu faceți concluzii pripite și nici să nu vă panicați. Ați văzut ce făceau behăietorii coloanei a 5-a în Republica Moldova pentru care SIS-ul nu are soluții pe rețele de socializare. Ăștia, domnule, au făcut isterie pe rețele de socializare incredibilă la începutul războiului, atunci cu refugiații, acum, domnule, era săptămâna trecută, dacă ascultai ce spun coloana a 5 aici pe rețele de socializare, nu știu de unde iau mutrălicele, de prin Transnistria, pe aici sunt suficienți pe care îi țin în mrejile lor, moldoveni de ăștia care știu a behăi, fără școală, fără educație, fără nimic, dar sunt conserve ruseri. Domnule, era război în Texas, era război în statul Texas american, gata, se ruina America, gata, să începea război civil.
Eu mă amuz pe chestia asta. Dar pe de altă parte, mă sperie în ce țară trăiesc, oameni buni. Eu trăiesc în țara care în timpul ăsta, cât noi am strigat, cât am încercat, cât am făcut ca să-i conștientizăm pe moldoveni, ei livrau echipament militar în statul agresor, din cauza că n-au impus sancțiuni Rusiei, nu s-au alăturat la timp acelor sancțiuni. Da, aveau o comisie excepțională, dar primeau medalii, dar mergeau la Bucea, dar vărsau lacrimi. Îmi vine să nu știu ce să fac, nu vreau să spun cuvinte ca să nu-i... În fine. Domnule Mocan, este propagandă când Zaharova spune că în timpul Uniunii Sovietice populația Moldovei s-a mărit, că infrastructura care o aveam acum este construită de toată Uniunea. Eu nu știu ce să vă spun. Noi am acumulat niște averi în devălmășie. Asta e așa cum o familie își acumulează o avere și o împart când se dispart. Deci, dar ce, moldovenii nu munceau sau cum era? Dar știi Zaharova sau rușii ce-ar fi fost Republica Moldova în componența unei Românii care, dacă n-ar fi fost ruptă de ruși din spațiu firesc al dezvoltării unei țări capitaliste, cum era România în perioada interbelică, România, acum, dacă facem un exercițiu de imaginație, ar fi fost asemănătoare cu foarte multe țări occidentale. Hai să ducem pe la nord încolo, dar o luăm, Grecia, știu eu, așa țări mai din sud, hai să o comparăm cel puțin cu Grecia de până la 90. Italia, mai departe, Italia, zicem, nu cea europeană, Italia mai jos de Roma. Deci cam pe acolo ar fi fost România, dar totuși țară europeană. Deci asta e mentalitatea, din păcate, mentalitatea asta pe care o are Zaharov, o are toată poporul de Căcâna de aici, de Baiarășne. Dom'le, acolo stă toată fericirea noastră. Acolo, în betoanele pe care le-au turnat rușii, în gigantomania lor inimaginabilă, acolo stăteau. Uniunea Sovietică a fost o țară falimentară. Ea nu putea să supraviețuiască. Iar factorul rusesc, tătaro-mongol al Uniunii Sovietice a fost cel mai păgubos element în toată istoria aia. Faptul că Rusia a fost o națiune subdezvoltată, în sensul că atunci când s-au format națiunile au apărut atunci când au apărut elite naționale. Rusia a fost ca națiune distrusă în fașă. Elitele rusești, alea pe care le vedeți din literatura rusească, elitele alea care le găsiți la Dostoievski, la Tolstoi parțial, da, le găsiți la Tolstoi, la Cehov mai mult le-a luat în derâdere, dar cele pe care le găsiți în literatura clasică rusească, deci ele au fost, deci acea elită rusească de la Sankt Petersburg a fost distrusă în fașă, a fost decimată în fașă. Iar fără o elită, Rusia n-a mai vorbit în limba lui Dostoievski și a înlocuit limba lui Dostoievski cu Bazar Pafieni, iar industria lor, care era mai mult germană în perioada aia, s-a ruginit până la începutul celui de-al doilea război mondial, pe urmă au mai luat ca și captură de război o altă parte a industriei germane, care a ruginit până în anii 70 și gata, și s-a terminat Uniunea Sovietică. Domnul Mucanu, în Coreea de Sud este un scandal că prima doamnă a acceptat o centuță de $2,000 cadou, iar în Republica Moldova este liniște mortală, încă o dovadă că nu mai suntem stat. Da. Dumneavoastră puneți întrebarea, da, așa. Deci noi suntem un stat ieșuat. Altădată în delapidări, acum în delapidări și prostie. Deci noi suntem un stat ieșuat.
altădată pe mâna mafioților, acum pe mâna proștilor. Deci, noastră nu o să auziți mare lucru despre premiul acela, pentru că presa lor îl trece sub tăcere. Dacă vă interesează cum lucrează presa lor, uitați-vă la emisiunea lui Lorena Boxa, cu Dragalin, cu Dragalin. Uitați-vă ce întrebări îi pune jurnalista asta de top lui Dragalin. Cum omenajează pe Dragalin după mai bine de aproape 2 ani de zile de într-o funcție care trebuia să livreze măcar ceva. Una care vine să spună că ea a ajuns cu o condamnare în cazul lui Bârcă de la Banca de Economii, dosar pornit de procuratura lui Stoianoglu și mușamalizat cât o putut de ăștia. Bârcă nici nu fuge pentru că nu are nicio frică că nu va fi achitat de Curtea de Apel. N-are nicio frică cu modul în care au instrumentat ăștia mai departe dosarul. Și ce au făcut ei din dosarul furtului miliardului în perioada de când îi interimat la Procuratura Generală. Uitați-vă, iar jurnalista, iar ipsprovinceasa Lorena Boxa, când vrea să-i pună o întrebare mai incisivă, mai cu spini, îi spune că, doamna Dragălin, da, avem aici un telespectator care vă pune o întrebare. Ăsta e jurnalism? Ăștia, dacă n-ar fi atât de proști cu moldovenii ăștia, ar putea guverna încă mult timp. Dar ei ne au de proști. Da, mă, vă au de proști. Și nu că vă au de proști, dar proști sunteți, domnule. Și eu mă regăsesc câteodată printre proștii ăștia, dacă n-am putut face nimic, să aud acum că ei au livrat, adică Republica Moldova a livrat echipamente militare rusii. Domnul Ucanu, altă guvernare poate să-i retragă statutul de fost președinte al icoanei pentru derapajele grave? Nu știu, nu cred că îi pot retrage statutul de fost președinte, nu știu dacă există undeva vreo procedură de felul ăsta. Cu așa persoane ca Cristina Gerasimov și Păpușoi, ce putem noi negocia cu ei? Nimic. Eu cred că nici Europa nu crede că noi vom negocia ceva cu dânsii. Am eu niște gânduri în sensul ăsta, dar nu știu, înțelegeți, deci ce aici trebuia să facă guvernarea asta, eu de ce am fost foarte tolerant și chiar am încurajat angajarea, dar pe alte principii, desigur, din alt domeniu, a străinilor în funcții în Republica Moldova. Nu-i credeți, vă rog, pe ăștia care îți dau cu patriotismul, domnule, cum să angajăm noi străini în funcții din Republica Moldova? Noi nu trebuie să angajăm străini din țări totalitare, cum e Rusia, dar din România, din Uniunea Europeană. Noi trebuie să aducem capacitatea noastră de administrare a treburilor publice îi mai jos de talpa gâști. Înțelegi? Deci, administrarea treburilor statului se face cu inteligență. Mă iertați că a fost așa o tragă ăștia, și aici se aude foarte bine, așa am avut o reacție. Cred că focuri de artificii. Deci, asta ni se întâmplă nouă în țara asta. Deci noi nu avem capacitate de administrare a treburilor statului. De aia, noi ar trebui să angajăm în funcții de răspundere, în primul rând din România, din alt fel decât cum îi angajează ei, pentru a ridica capacitatea, pentru că vedeți ce avem noi. Când moldovenii citesc știrile despre situația din Texas, ei au senzația că asta e o variantă americană a situației dintre Putin și Prigojin, sau cum de atâta panică. Nu, panica asta e organizată. Panica asta e organizată. Să nu credeți dumneavoastră cumva că se organizează moldovenii singuri. Ăștia sunt oameni care, dacă ajungeau rușii în Transnistria, ăștia erau cu telefoanele în mână să le livreze informații despre oameni, despre case, despre locuri unde mai avem niște armament, așa cum erau și la Kiev niște conserve rusești trimise acolo sau de pe loc ca să livreze informații către armata
rusă care intrase în Ucraina. Deci ăștia, slavă Domnului, ăștia ne stresează doar pe rețele de socializare. Ăștia ne-ar fi împușcat în stradă sau ar fi livrat informații către ruși ca pe cei mai activi de aici antiruși să ne împuște. Deci ei nu sunt de capul lor. Ăștia sunt dușmanii noștri plătiți de ruși și utilizați de ruși. Dacă îmi spun de ruși, prin intermediul unor ofițeri SIS de la noi care sunt în SIS-ul ăsta al Moldovei și îi plătim noi din banii noștri ca să servească Rusia și tot așa. Persoane publice care apar în spațiu public, la televiziunile lor inclusiv. Și ei sunt peste tot, în administrație, în SIS. Peste tot sunt acești oameni. Prețelii de socializare. Noi să vedeți numai partea agenților de influență. Dar ce se face mai departe? Da, e de râsul lumii. Deci în ziua aia, eu am dat CNN, BBC, nu era nimic. Băi, poate într-adevăr se întâmplă ceva acolo. Nimic nu se întâmpla în America. Deci măcar nu erau știri de top în sensul ăsta. Acolo era liniște, nu era nimic. Deci ca să înțelegeți, oamenii fizici, adică particulari, dar și entități statale își doresc să fie cu America, nu vor să plece din America. Adică entitățile statale din Statele Unite ale Americii care au creat Statele Unite ale Americii își doresc să fie cu Rusia. Iar statul Texas, Texasul, are un PIB mai mare decât al Rusiei. Și el e partea Americii și va rămâne. Deci nu poate să întâmple nimic acolo despre ce vorbeau rușii și conservele lor. Domnul Mocanu, cunoașteți ce se întâmplă la aeroport? A început un nou scandal cu terenurile de acolo și o companie franceză dubioasă. Nu știu, o să mă interesez. Chiar nu știu, m-ați prins picior greș. Atâtea lucruri dubioase se întâmplă încât zilele trecute ambasadorul Israelului la Chișinău a oferit un interviu unde a declarat că sancțiunile cu care se laudă Maia Sandu nu l-ating peșor, iar despre extradare nici vorbă, o părere. Deci, ce a spus ambasadorul Statelor Unite ale Americii? El a spus următorul lucru. Eu spun ce e ce a spus el, dar un pic traduc. Și el a spus că problema șor nu este una diplomatică sau politică. Când spune că nu este diplomatic sau politic, el spune că atunci când se adresează factori politici și diplomatici în discuții privind situația lui șor, fac o prostie. Deci pentru că această problemă, spune el, este doar juridic. Trebuie să comunice instituțiile juridice. El, primul lucru asta spune, adică el le spune Maia Sandu, diplomaților moldoveni, să înceteze discuțiile este deprisos. Că sancțiunile impuse lui Șor sunt de factură politică. Ele n-au nimic cu situația juridică a lui Șor. Deci, el spune mai mult. El spune că nici instituțiile juridice din țara asta nu comunică adecvat cu instituțiile juridice din Israel. El doar sugerează chestia asta. El sugerează prin faptul că el spune că instituțiile juridice din Israel nu au vreun dosar sau nu au constatat vreo vină a lui Șor în raport cu statul Israel. Punct. Statul Republica Moldova în sensul ăsta nu există. El asta spune. Că comunicarea pe care o încearcă instituțiile de drept din Republica Moldova nu este adecvată și nu poate schimba nimic în raporturile lucrurilor cu statul Israel. Ați înțeles? E foarte gravă situația asta. Ce ar trebui să facă statul Republica Moldova cu cerințele rușilor privind faptul să le permită să voteze aici? Dar cum să le permită să voteze aici? În ce bază să le permită să voteze aici? Unui stat agresor. La care alegeri? Noi ce? Recunoaștem statul rusesc ca un stat democratic unde se produc alegeri democratice? Sau noi avem de gând după asta să recunoaștem? Slavă Domnului, parcă n-au de gând să facă lucrul ăsta. Rusia are la guvernare un stat totalitar. Iar alegerile din Rusia sunt un simulacru al exercițiului democratic.
Din acest motiv, tu care ești angrenată în procesii europene, nu poți permite ca pe teritoriul tău să producă un simulacru a unor alegeri. De la Drăgălin am mai aflat că Plahotniuc nu este în căutare la Interpol, iar ea nu știe de ce dosarul cu Lioc și trădarea lui Dodon încă adună probe. De 2 ani deja, ce părere avem? Deci, instituțiile de drept din Republica Moldova nu au o comunicare adecvată cu instituțiile din afara țării noastre. Nu numai cu Interpolul sau cu alte instituții din alte țări, dar nici măcar cu DNA-ul din România. Emisiunea o să fie difuzată, sper că o înregistrăm cu Denis Ureche mâine emisiunea și ea va fi difuzată săptămâna asta, joi sau vineri, în care o să ne referim și la detalii de felul ăsta. Vrem să facem pentru Cembuto o emisiune de o oră și dacă emisiunea asta o să reușim să o facem să prindă și dumneavoastră să înțelegeți din dialogul cel mai mult decât vă spun eu aici într-o emisiune în care mă răstesc la politicieni, atunci o să mai facem, pentru că Denis Ureche este purtător a unei informații importante pe care nu poate să o spun în altă parte, din cauza situației presei din Republica Moldova. Domnul Sergiu, mai înțelegeți ce se întâmplă în sectorul energetic, în special cu gazele? A făcut analiză Veșislav Ioniță, unde a declarat că au fost avuți cu circa 60 milioane de dolari, că au fost, în fine. Eu am citit ce a spus Ioniță, eu sunt înclinat să-l cred pe Ioniță. Ceea ce se întâmplă în sectorul energetic eu înterci atât de dubios încât nu avem nici timp și nici dorință eu acum să mă refer la el, o să revenim. Bună seara, domnul Canu. Credeți în realitatea conflictului Zelenski-Zalușnui sau e un joc al propagandei? Și dacă s-ar adeveri că e real, pe cine simpatizați mai tare? Bunii mei prieteni, dacă am admite că Zalușnui este singurul general ucrainean care poate duce pe spatele lui acest război, am greșit amarnic. Dacă am admite că Zalușnui este singurul general ucrainean care poate duce pe spatele lui acest război, atunci situația Ucrainei ar fi catastrofală. Eu sunt sigur că în Ucraina există alți câțiva sau o duzină de generali care ar putea să ducă pe spatele lor acest război. În același timp, eu cred că Zalușnui este un om foarte valoros. Eu cred că Zalușnui, părerea mea și dorința mea ar fi ca el să rămână comandantul armatei ucrainene. Dacă se va decide altfel într-un alt concept de război, atunci nu văd o tragedie chiar dacă Zalușnui va pleca. Zalușnui poate pleca pe verticală în sus, poate pleca pe orizontală, în sensul că el poate ocupa ministrul apărării funcția, poate ocupa funcția de prim-ministru, cred că ar fi o soluție foarte bună pentru ucraineni dacă ar da un concept anumit războiului, ar pune un alt general, iar pe Zalușnui l-ar ridica într-o funcție politico-militară, cum ar fi ministrul apărării sau prim-ministru. Asta cred că ar fi o soluție, eu, care nu cunosc toată informația, pentru mine ar fi o soluție, cât de bună în situația asta. Deci, cred că 90% din ceea ce auzim noi din conflictul între Zalușnui și Zelenski este în folosul sau chiar încurajat de ruși. Cred că nu este o realitate așa cum o descriu ei, dar chiar dacă va fi schimbat Zalușnui, nu cred că este o catastrofă pentru Ucraina. Ucraina are nevoie de să-și dezvolte conceptul de război cu Rusia, are nevoie de multe alte soluții și dacă vor găsi de cuviință că schimbarea lui Zalușnui poate impulsiona acțiunile Ucrainei, trebuie să o facă. Dar Zalușnui, vă spun, este un simbol al acestui război, este o persoană valoroasă și cred că își va găsi locul în noua structură. Agricultorii moldoveni spun că ei muncesc pentru țară, dar dumneavoastră câți oameni ați întâlnit care s-au deschis afaceri pentru țară? Mulțumesc! Deci, ironia dumneavoastră este la locul ei și eu judec exact ca și dumneavoastră. Agricultorii nu trebuie să fie privilegiați în raport cu alți oameni de afaceri care muncind pentru binele lor, aduc un bine țării.
Bună seara! Ce părere aveți despre modernizarea avionului IR-99 de către uzina din Craiova? Este un lucru binevenit, ori e de dragul resuscitării uzinei sau spălării de bani? Eu nu știu, eu cunosc avionul ăsta, îl cunosc de la distanță, eu n-am pilotat un asemenea avion, dar eu nu știu dacă avionul IR-99, eu nu știu ce îmbunătățiri au de gând să facă ei acestui avion, eu nu știu dacă avionul ăsta ar putea concura cu L-39 Albatros al Cehiei. Ele sunt din aceeași clasă, mai este un avion în zona asta, în zona rusească, este un IAC-130 rusesc, care nu știu dacă se mai produce și nu știu dacă mai va mai fi cineva interesat de el, dar care e în aceeași clasă și au cam aceleași caracteristici. Deci IAC-99 are cam aceleași caracteristici ca și un avion performant și extraordinar ceh, care, nu știu, vă zic încă o dată, L-39, îi spune Albatros, nu știu dacă IAC-99 îi poate face concurență. Eu, cu tot patriotismul meu, dar vreau să vă spun că eu sunt încântat de tehnica cehă, în materie mă refer acum la cultura lor tehnică aproape germană, la multe lucruri pe care, nu că zbor și eu cu un avion ceh, dar cehii sunt avansați, poate și noi și românii, pentru că România a avut o industrie de aviație foarte bună. La Bacău s-a produs IAC-52, un avion de antrenament, de concept sovietic, dar unul care a făcut istorie avionul ăsta în perioada anilor 70-80, mă refer la zborurile de antrenament și acrobație. Eu am zburat cu un asemenea avion, adică nu știu dacă uzina de la Craiova poate face față concurenței, dar poate, eu știu, războiul ăsta schimbă fața aviației, poate vor fi nevoie de antrenamente și avionul ăla e foarte bun, este un avion de antrenament. Adică este mai ieftin să antrenezi piloții pe un avion de celălalt și pe unul să-i treci pe F-16. Poate există vreun contract cu NATO, cu alte țări, poate, pentru că el e din altă clasă decât avioanele de luptă. Bună seara, domnul Mucanu. Spuneți, vă rog, părerea dumneavoastră de ce mai în toate țările UE bogate protestează fermierii. Pentru că există o turbulență mare pe piața agricolă a Uniunii Europene, inclusiv din cauza cerealelor ucrainene, care este o problemă reală, care este o consecință a acestui război și pe care guvernele acestor țări trebuie să o gestioneze. Sunt vinovate guvernele acestor țări, nu fermierii de acolo. Când vorbesc însă de fermierii noștri, fermierii noștri speculează. Pe ei ruinează nu cerealele rusești, cerealele, iertați-mă, ucrainești. Motivul fermierilor noștri este altul și noastră îl cunoașteți. Deci, lipsa de performanță în managementul agricol și au luat credite pe care nu le pot întoarce și vor să le întoarcă pe seama noastră. Aici e problema. Domnul Mucanu, Filat se plânge că elevii l-au depășit pe învățător și l-au oferă sfaturi. Oare Filat controlează și influențează o parte din pas? Nu cred că controlează și influențează. El are frustrarea asta că ei l-au lipsit de putere și acum se comportă Maia Sandu cu dânsul, cum se va comporta sau se comportă deja cu Codruț. Prețul locuințelor în Chișinău a crescut enorm ultima perioadă. Oare poate fi oprit acest fenomen, deoarece este cu adevărat dificil să mai procure locuință? Mă tem că vor pleca. Prețul ăsta este unul speculativ, eu nu mă pricep la piața financiară, dar se întâmplă un lucru, nu, asta nu-i piața. O să revenim la subiectul ăsta. Domnul Sergiu, în ce cazuri ar mai putea fi în viitor apropiat un război între Republica Transnistreană, da? Și Republica Moldova. Cine ar ieși învingător? Nu puneți problema în felul următor, nu se pune de un război între noi și Transnistria atâta timp cât Rusia este ținută de ucraineni acolo unde este. Domnul Sergiu, când vine emisiunea cu Denis Urechi? V-am răspuns deja, așteptați-o joi sau vineri, eu o să vă spun, ne sper că noi înregistrăm mâine, sau nu, mâine o înregistrăm și apare, cred că, joi. Ce părere aveți de Șoșoacă? Credeți că sprijină sincer Rusia sau e agent plătit? E agent plătit al Rusiei, Șoșoacă. Sunteți de acord cu acordarea cetățeniei Republicii Moldova unor cetățeni ruși fugiți din Federația Rusă, dacă li se acordă și acestora votează cu partidele rusofone? Nu sunt de acord cu asta. Bunii mei prieteni,
Ce ne puteți spune despre Ulianovski, care se vede viitor președinte? Oh, nu vă pot spune nimic despre Ulianovski. Bună, mii prieteni, eu vă doresc o seară bună. Chiar am depășit mult timp, nu, deci 15 minute, am intrat în timp. Iertați-mă dacă am galopat un pic la urmă. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube și deveniți patron dacă vă puteți permite. Eu vă doresc o seară bună, vă aștept miercurea viitoare la 20:30, ca de obicei, aici la exerciții de discernământ.